Probabil că ați auzit de ce idee le-a trecut prin cap politicienilor noștri, și anume șoferii care dau de permis și au sub 21 de ani sau până în 21 de ani, nu mai știu dacă și vârsta e 21 de ani inclus sau nu, ați prins voi ideea, vor să pună o limită și anume până în 21 de ani sau și cu vârsta de 21 de ani să n-ai voie să conduci o mașină mai puternică de 100 de cai putere. Probabil ca să evite apariția unui nou Vlad Pascu. Dacă nu știi cine e Vlad Pascu, mai bine. Dar ideea e probabil să nu vedem șoferi tineri și fără experiență care de-abia și-au luat permisul și au mămăliga în geam, să-i vedem în mașini foarte puternice și chiar periculoase. Mai sunt genul ăsta de copii de bani gata, exemplu Vlad Pascu. Și da, ar trebui să fie o limită. Doar cu 100 de cai sunt cam puțin, pentru că toate mașinile noi, deci absolut toate sau 99,9% au peste 100 de cai. Un exemplu bun ar fi, eu am Ford Fiesta, ultimul model de Ford Fiesta care s-a fabricat anul ăsta, cu motor 1.0-3 pistoane, are 125 de cai. La fel și Focus 1.0 și Ford Puma 1.0, nu știu cât are Loganul care se fabrică, dar cred că și ăsta are mai mult de 100 de cai, că are turbină. Dar, mulțumită unui abonat, mi-a făcut o listă, îl salut prin intermediul acestui videoclip, mi-a făcut un abonat o listă foarte lungă, o să vă arăt în minutele ce urmează, de fapt în secundele ce urmează. Și dacă ar fi să fac eu o modificare la legea asta, ar fi în felul următor. Hai să zici 100 de cai, 110 cai. Da, și mări un tâi. Măcar 110, că multe mașini au 100 și un pic. Hai să zici, până la 19 ani, da, o limită mai severă. N-ai experiență și sunt șanse mai mari să faci o prostie. Și te fură peisajul când ai o mașină rapidă. Deci da, până la 19 ani, hai să zici 100 și ceva. De la 19 la 20 de ani să ai voie 200 de cai. Nici 200 de cai nu sunt extrem de mulți. Dar dacă ai deja un an de experiență, să zicem că ai luat permisul la 18, la 19 ani ai deja un an de experiență, hai să zici că poți 200 de cai, 150 pe acolo. Și după aia, de la 21 de ani, să conduci cât vrei tu. Ideea e să ai anii aia de experiență. Cum de la motociclete e treptată vârsta la care poți să ai permis. A2, A1, A. Măcar așa să facă o oarecare limitare și la mașinile, la mașini în general, autoturisme la categoria B. Că pe unii fură peisajul și suntem pe primul loc în Europa la accidente. Măcar așa, știi, având de la o vârstă mică, încă de când te-ai apucat de șoferie, ai o mașină mai slăbuță, măcar nu te fură peisajul, e mai ușor de controlat. Dacă e o mașină mai vechiuță, mai înveți și tu ce se schimbă la ea treptat, că na, cumperi o mașină la a doua, te-a pus să bagi niște bani în ea și schimbi mai multe chestii, dar ajunge cu pălăvrăgeala. Să sperăm că cei de la Ministerul Transporturilor au și câțiva oameni competenți, nu doar care știu să doarmă pe bancheta din spate, dacă știți la cine mă refer. A, și apropo, mai vor să mărească și numărul de ore de condus, de la, mi se pare, orele de practică de la 30 la 45. Mie mi se par cam multe. Hai să zici un 35 ar fi mai mult decât suficient. Și orele de teorie să le mărească. Nu sunt de acord nici cu asta. Eu am fost la aproape toate orele de legislație. Am lipsit doar de la vreo 2 ore. La una am avut treabă și n-am putut să merg. Și la alta n-a avut cine să mă duc. M-am trezit și târziu. În fine. Dar în rest am fost la toate orele și am luat sala din prima cu 25. Bine, și am făcut chestionare peste chestionare peste chestionare până am ajuns la momentul zilei în care am dat sala. Și la partea de traseu am făcut alea 30 de ore, mai erau vreo 2-3 zile până urma să dau traseu și am mai făcut câteva ore acolo, 4 sau 5 ore. Am făcut o oră de condus fix înainte să mă sui să cu polițistul în mașină să dau examenul, adică a vrut instructorul să mă pregătească ca lume. Și am luat și traseul din prima. Și la ora actuală, din fericire, n-am nicio victimă, niciun accident, nicio amendă. Am doar un porumbel. Am lovit toată un porumbel într-o curbă. Atât. Sau guguștuc, ceva de genul. Dar hai să trecem la OLX să vedem și cât ar costa o mașină de maxim 100 de cai putere. E bine, cam aceasta este lista de mașini și vedeți cât de lungă este. Omul meu s-a documentat foarte mult. Dar întâi, hai să dăm așa la prima vedere o căutare pe OLX și apoi luăm la rând câteva mașini pe care mi le-a
trecut în listă. Oricum, îi mulțumesc prin intermediul acestui videoclip. Deci, avem așa. Am pus întâi și întâi să fie mașină din București, Ilfov, pentru că foarte multă lume locuiește aici. București, un act, are 2 milioane de locuitori, dar neoficial sunt mult mai mulți. Plus oamenii care fac naveta în București, depind de București. Hai să zicem că sunt vreo 4 milioane de oameni care locuiesc în zona București, Ilfov sau pe lângă. Și la filtre am pus așa. An de fabricație, 2009. Dacă legea s-ar aproba la anul, o mașină din 2009 ar avea 15 ani. 15 ani eu zic că e suficient. Și așa mă aștept să mai bage și ceva reglementări, să se întinerească parcul auto și bla bla bla. Rulajul 170.000 de kilometri, dacă ar fi să fie real. Hai să punem 180.000, na? Să vedem ce ar urma să ne arate. Și putere de 100 de cai și volanul pe partea stângă. Probabil că majoritatea v-ați gândit că voi menționa Dacia Logan. Și da, Dacia Logan Sandero însă aceeași mașină, diferă un pic caroseria, dar motorizările sunt aceleași și dotările la fel. Depinde un pic așa ce preferință ai tu la gust. Dar mai bine ți-e un Logan, că e mult mai spațios decât un Sandero. Unul din aturile Loganului este că ai printre cele mai mari portbagaje la o mașină berlină. Cel puțin dacă e să compar portbagajul de la Loganul lui taică-miu cu cel de la Fordul meu, e de 3 ori mai mare, adică mai am un prieten care a avut un Focus hatchback, tot așa, mai mare portbagajul de la Loganul lui taică-miu decât de la Focusul lui. Deci dacă ai nevoie de o mașină de familie spațioasă și să bagi multe chestii în portbagaj, da, ia-ți un Logan. Mai sunt și modele de Logan van, foarte bune și alea dacă, să zicem, ai de cărat scule, saci de ciment, mai știu eu ce, poți să-i pui portbagaj deasupra. Modelul ăsta de mașini cu motorizarea asta acceptă foarte bine și GPL-ul, poți să-i pui și GPL dacă vrei să consumi puțin. Uite, are și aer condiționat. Acum, na, nu știu dacă poate avea într-adevăr 14.000 de kilometri. Ai șanse, cum de sunt legendele alea cu bătrânica, cu Golf 4 din Germania care mergea la piață sau cu doctorul care mergea doar până la servici și înapoi. Da, ai șanse să găsești în România și Logan cu puțin kilometri care tot așa îl avea o persoană mai în vârstă și nu prea îl folosea atât de des. Sau a murit și a rămas mașina fără moștenitor și până s-a făcut succesiunea etc. Deci da, prima alegere, Logan. Știu că s-a fabricat, pe modelul ăsta de mașină, sau ne-facelift, dar cu același motor de 1.4 MPI, în 2016, un Logan din Slobozia a atins 1.000.000 de kilometri și era și pe GPL. Deci pe parte de fiabilitate n-avem ce comenta. Mai repede ruginește toată mașina, o mănâncă rugina, dar Loganul merge în continuare. Vă recomand videoclipul la Andrei Vereștuc. A cumpărat un Logan care a fost, cred că, de taxi. Avea peste 700.000 de kilometri. I-a spart baia de ulei, s-a dus cu el pe câmp și jumătate de oră l-a tot condus pe câmp. L-a accelerat, l-a pornit, l-a oprit, a pus un bolovan pe accelerație să se tureze mașina. Și în continuare motorul a funcționat perfect. Nu s-a spart nimic în el, nu a decedat motorul, nimic. Deci motorul pornea în continuare după jumătate de oră cu baia de ulei spartă. Nu știu cum e posibil așa ceva. Dacă e cineva care se pricepe, și sunt sigur că sunteți mulți care vă pricepeți mult mai bine decât mine la mecanică, vreau să-mi scrieți în comentarii cum e posibil așa ceva. Jumătate de oră cu baia de ulei spartă, fără pic de ulei în baie, a funcționat motorul fără nicio problemă. Și o altă mașină marca Dacia ar fi Duster-ul. Sunt cam două Duster-uri care s-ar încadra în acești 100 de cai. Fie Duster-ul cu motorul 1.5 și uite, văd că ăsta are 90 de cai, sau Duster-ul ăsta care după mine este o mizerie. Adică arată bine, e mai nou, benzină, GPL sună bine, dar unde e motorul? Motorul 1.0. Adică să pui motorul 1.0 pe un SUV, pe o mașină care poate fi condusă pe teren și are lejer o tonă jumate, mi se pare un motor cam mic pentru asemenea mașină, o bătaie de joc, sincer. Uite, cum e Duster-ul ăsta mai vechi, cu motor diesel de 90 de cai, uite, zice ce combustibil diesel. Dieselul este foarte bun pentru cărat, pentru mașini mari și consumă puțin. Și pentru un SUV, da, dieselul este foarte bun.
Mai bine îți iei o mașină din asta pe diesel 1.5 decât 1.0 benzină. Ai 90 de cai, n-ai 100, dar măcar știi că e un motor mult mai bun pentru așa ceva, pentru asemenea mașină. Deci da, o a doua mașină din pe care ați putea să o conduceți de la anul dacă se aplică legea, Duster 1.5 diesel. O altă mașină, sigur vi s-a luat de Logan, hai să trecem și la nemțești, ar fi Audi. Poți să găsești un Audi și nu vechi, aia e chestia, nu e mașină veche. Uite, 1.6 diesel din 2012. Știu că ați prefera 1.9 TDI, n-am găsit 1.9 TDI momentan, sub 100 de cai. Dacă știți voi o mașină mai nouă de 2009-2010 cu maxim 100 de cai și cu motorul sfânt 1.9 TDI, scrieți-mi în comentarii. Uite, eu am găsit Audi-ul ăsta, 1.6 TDI, 90 de cai, câți kilometri are? 81.000, nu știu dacă sunt reali. Prețul ăsta, sunt sigur că găsiți și mai ieftine, eu aici doar vă prezint ca idee. Mai e și o variantă de 1.2 benzină TFSI, dar e cam micuț motorul ăla. Bine, nici mașina asta nu este foarte mare, pare a fi un coupé sau hatchback în două uși, cum s-ar numi. Arată mișto și sunt sigur că fuge. Ia, cum are bordul? Cât zicem bord că prinde maxim? 240? 200 prins cu mașina asta, sigur. Da, deci dacă vrei o mașină nemțească și ai un buget mai mare și totuși vrei mașină de oraș, bine, dieselul nu e chiar de oraș. Dacă o vrei, poți să o iei pe benzină, dar eu aș prefera o pasta. Pentru fanii mașinilor franțuzești, avem și Citroën Elise, nu știu cum s-ar pronunța în franceză, nu știu franceză, îmi pare rău. Și văd că are limită 99 de cai putere. Unele am văzut că au mai mult de 100 și un pic. Probabil că sunt două motorizări diferite de cai. Văd că aici pe Autovin ne arată și că e sub prețul pieței. Nu știu de ce o fi sub prețul pieței, dar și asta e o mașină bună. M-am suit într-o asemenea mașină, comandasem odată un Bolt acum vreo 2 luni. Eram undeva la mama dracu, nu eram cu mașina și s-a închis și metrou. Și e foarte confortabilă mașina asta, ca și pasager. E super confortabilă, fuge. Hai să vedem cât zice în bord acolo. Aia nu se vede bordul cât prinde maxim. Ba da, uite aici. Uite, văd că în bord are trecut cât ar veni, 220 cred. E, 180 tot cred că prinde. Și asta e o mașină decentă, motor bunicel, 1.6, nici prea mare, nici prea mic. E diesel, din păcate motoare mai mari cu cai mai puțin o să găsești pe diesel decât pe benzină. Dar încerc să acopăr ambele segmente de public, și fan diesel și fan benzină. Deci da, dacă vrei o mașină sedan, mai diferită, e o idee și asta. O mașină mult iubită de publicul feminin și într-adevăr cochetă și bună de oraș, Fiat 500. Văd că e în prețul pieței, prețul mediu, 4.800 de euro, 2010, 185.000 de kilometri, cu o motorizare, cred că vine 1.3, se rotunjește la 1.3 sau trebuie să fie peste 50 ca să se rotunjească. Mă rog, deci vedeți, motor 1.2, 1.3, benzină, practic e o motorizare asemănătoare cu ce am eu, cu Fordul meu. Și 69 de cai putere, deci cred că e un motor aproape la fel cum îl am eu pe Ford. Da, o mașină super bună de oraș. Ia să vedem și interiorul, că nu prea are poze în interior. Uite, ai și, cred că asta a fost pus aftermarket. Sau poate că nu, cine știe. Deci dacă e vreo fată sau aveți o fică, o soră mai mică, sau vreți să-i faceți prietenii voastre ca două mașină, Fiat 500 este o idee foarte bună. N-ai cum să greșești parcare, adică uite cât e locul ăsta de parcare de aici până aici, mai încape o bicicletă sau ceva acolo. Deci, ușor de parcat, consumă categoric puțin. Găsiți și modele cu GPL și Euro 5, deci norma Euro e mai bună decât la Fordul meu. Da, Fiat 500, super bună de oraș, mai ales pentru o fătucă. E, acum trec și eu pe terenul meu, aici am și o habar de câteva. Prima ar fi Ford K Plus. N-am auzit de modelul de K Plus, nici nu știam că se mai fabrică Ford K cu grila asta ca de Aston Martin. Că știți că a cumpărat Ford Aston Martinul și au început să pună pe modele și grila asemănătoare așa, boturi asemănătoare. E cam scumpă după mine, sau poate nu, poate sunt eu zgârcit, cine știe. Dar îmi place, motor 1.2, 85 de cai, benzină, doar 37.000 de kilometri. Totuși,
Gândiți-vă că mașina asta e mai mică decât Ford Fiesta. Pe asta cred că scoți un consum de 5% lejer. Scoate, deci m-am lucrat sigur scoate un consum mai mic decât cât am eu pe Fiesta al meu. Nu zice pe aici consumul? Nu, dar cât a trecut pe aici. Da, nu știu cât e consumul. Dar sigur scoți un consum mic pentru că mașina asta e mai mică decât Fiesta. Și uite, deși are 85 de cai, fiind mașina mică, fuge. Bă, și fuge mașina asta. Uite, la fel, dacă ești începător, îți plac mașinile mici, ți se pare Fiesta prea mare sau ești o fătucă scundă, recomand mașina asta. E singura pe care am găsit-o pe OLX. Probabil că e de import, cine știe. Dar e o mașină super bună de București. Alt ar fi, bineînțeles, Ford Ka, dar fără plus. S-a mai făcut prin 2010-11, uite, 2013. S-a mai fabricat până la un moment dat încă un model de Ford Ka. Nu ăla vechi urât. Ăsta arată mai decent. În două uși, aici de ce motorizare are. Uite, aici zice consumul urban 5,8. Adică să scoți, dacă poți să scoți consumul ăsta în București, te-ai scos, asta e mașina ideală de București. Hai să vedem, Euro 6, motor 1.3 sau 1.25 cum s-ar trece, extra urban 4,4, e benzină, așa-i? Uite, țară de origine Germania, cât ți-o zice, benzină, da. Mă, asta cred... Aha, de zice generația a doua, între 2009 și 2016 s-a fabricat, ok. Mă rog, culoarea poate că este cam urât. Hai să vedem și... Da, și chestia asta e urâtă, nu prea. E cam urât, for ca să recunosc. E o mașină urâtă, nu e o mașină prea frumoasă. Dar motor 1.25 și câți cai are? Stai mă, unde zicea cai? 69 de cai, exact cum am eu. Da, e un motor asemănător cum am eu pe Fiesta-ul meu. Dar zice că e o mașină super bună de oraș. Nu este doar sufletul de consum. Asta ar fi ultima problemă. Nasol dacă să zicem ai familie, ai copii. Nu, asta o iei pentru tine și maxim un pasager în dreapta și atât. La o mașină atât de mică, bancheta din spate are rost de portbagaj. Că oameni n-ai cum să bagi. Adică uite și ce mic e spațiul ăla. Maxim dacă e bagi un cățel, nu un om aici. Da, deci dacă vrei o mașină mică, bă, mică și să o poți parca oriunde vrei tu, cum e Fiat 500, mai este și mașina modelul ăsta o opțiune. Acum, bineînțeles, și Fiesta, un model mai nou decât al meu. Ăsta zice că e pachet ST, deci e ceva mai deosebit, așa. 90 de cai, motor 1.4, deci mai rapidă decât un Logan, practic. Hai să vedem interiorul. Arată decent. Interiorul, hai să zicem, volanul îmi place, ceasurile îmi plac, aici sunt multe butoane și degeaba. Pare să fie cutie automată, da, uite, zice cutie automată, e cam scumpă, are și ceva kilometri, 137, treacă fie, uite, ne-a lăsat și seria de șasiu, 2012, asta la fel, o mașină super bună, tot de oraș. Sunt și modele diesel, dacă faci navetă și vrei să scoți un consum, găsești ca asta mașină și pe la 3000 de euro, stai liniștit. Mai rulată sau mai veche, dar găsești. Dar din nou, o mașină super bună. Atât, depinde de unde o iei. Fiind mașină SH, succes să nu găsești una cu kilometri dați înapoi sau neîntreținută. Dar asta e pachetul ST, adică cum e la Golf 5 GTI-ul sau cum se cheamă. Ceva asemănător ar fi și asta. Bine, deși știam că ST-ul ar fi motor 2.0, poate doar pe generațiile mai vechi. Și ultimul Ford pe care îl prezint, că v-ați plictisit de Ford, Focus. Cred că ați văzut modelul ăsta de Focus peste tot pe străzi. A și trecut abonatul meu aici în paranteză. Să moară familia mea că l-am avut eu. Dacă era legea asta în 2018, eram la muchii de cuțit să merg cu Loganul. Am înțeles. Pe ăsta ai fix 100 de cai putere și ai GPL. Deci dacă vrei consum mic, poți să-ți iei un Focus. Văd că ăsta are 118.000 de kilometri. Nu știu dacă o fi adevărat, ori fi adevărați. Ai motor 1.6 benzină, deci un motor mai măricel, ceea ce e bine. Cu cât motorul e mai mare și nu e supraalimentat, cu atât e mai fiabil. Teoretic, practic mai sunt și excepții. Dar o mașină bună, adică merită o asemenea mașină. E mare, e spațioasă, găsești hatchback, găsești break.
dacă ai nevoie de și mai mult spațiu. Da, o mașină foarte bună, nu doar de București, și de navetă. Nu știu câți cai au modele diesel, dar am zis că am prezentat destule dieseluri în videoclip, așa că prezentăm și niște modele de benzinare. Pentru fanii mașinilor japoneze, mai am aici două variante, Honda Civic ambele. Asta pare a fi Honda Civic Type S. După poze tare mei că e vrun să-mi sărel așa cât de mișto a făcut pozele, dar ne uităm la motorizare. Aia zice că are 100 de cai și, mă rog, asta e rulată. Poate găsești una cu mai puțin kilometri. Motor 1.4 benzină 100 de cai, deci e în limită și asta. Și sunt foarte lăudate Hondele astea Civic, arabii le zic perla coroanei Orientului sau ceva de genul. Sunt mașini foarte fiabile, foarte rezistente. Mă rog, asta mi-a plăcut mie că arată mai deosebit, dar e foarte rulată. Și altă variantă, una mai economică, ar fi asta, Honda Civic cu GPL. Și aici scrie hibrid. Nu știu de ce zice hibrid. Dacă e cu GPL, eu știam că hibrid e benzină electric. Hai să citim descrierea, să vedem ce zice. Instalație GPL în garanție, ok. Eghere cu... Baterie hibrid în stare perfectă. Stai mă că nu înțeleg. Adică asta este și hibridă și cu GPL? Sau poate... sau poate am înțeles eu greșit. Hai să mai deschid una aici. Și asta. Da, deci la asta zice că e hibridă, are baterie hibrid și are și GPL. Mă, dacă are toate astea trei, și benzină, și hibrid, și GPL, da, e ok. Nu știu dacă e posibil, am auzit. Nu știu dacă așa o fi sau au pus greșit anunțul. Dacă e cu zicel, da, e o mașină bună. Și mai am aici două anunțuri, văd. 2010 hibrid 95 de cai, aici nu zice nimic de GPL. Poate i-o fi pus ăla și instalație de GPL, cine știe. Că a vrut el să-l țină mai mult. Asta e 1000 de euro, asta e 5000. Deci la asta nu zice cât e prețul în mod normal. La asta zice că e în prețul pieței. E ca înrulată săraca, 220.000, 1.4 hibrid. Deci dacă vrei hibrid, poți să optezi pentru o Honda Civic. Da, asta, dacă are și GPL și hibrid, nu știu dacă e bine sau e de rău dacă i-a pus atâtea. Dar depinde de gusturile fiecăruia. Na, uite, cu mașina asta am împăcat și fanii hibrid și fanii GPL. Deci, pe scurt, Honda Civic 2010, o altă mașină care s-ar încadra la viitoarea lege, care să sperăm că ori nu va fi aprobată, dar mai bine ar fi aprobată, dar modificată, nu în formă actuală. O altă mașină cu o motorizare super bună, zice Hyundai i30, 1.4 benzină. Mai poți să-ți iei și mai mic dacă vrei ceva mai ieftin, i20, 1.2. Dar am zis, hai să punem i30-ul, că ăsta e fix la limită, 100 de cai. Deci dacă vrei să fii la limită, este bună. Consum urban 7.8. Dacă scoți consumul ăsta în București, ești zeu. E chiar ok de București un consum așa. Extra urban 5.2. Foarte bun și ăsta. 188.000 de kilometri, 2017, deci și la an este foarte bună. Este cam scumpă, într-adevăr. Nu știu dacă motorul ăsta se cheamă tot MPI. Că uite, eu am dat așa. La unele îmi scria că e MPI. Dacă e MPI, e motorul același de Renault care e și pe Logan și e un motor foarte bun. Bine, asta pare a fi și super dotată. Deci dacă ai un buget în plus și vrei o mașinuță fâșneață, relativ micuță, nu e foarte mare, un hatchback în... Ba nu, ăsta e mai măricel, i20-ul e mai mic. Dar oricum nu e foarte mare nici mașina asta și a zice că 1.4 e chiar ce trebuie pentru o asemenea caroserie, 100 de cai, uite, și asta ar fi fost o idee. Dacă aș fi avut mai mulți bani, m-aș fi gândit să-mi iau și o mașină din asta, mai ales pentru condus în București. Plus că arată și bine la interior, uite, ai și un display, chestii socoteli. Nu-mi dau seama dacă e cutie manuală sau automată ea, pe unde zice. E manuală, deci e manuală, dacă îți place să conduci manuală, e și asta o opțiune. Hyundai i30, 100 de cai, sunt și mai puternice, dar noi ne raportăm la maxim 100. Rămânem în zona Asiei, o mașină vechiuță,
dar cu un motor foarte bun, se încadrează și în parametrii viitoarei legi care sperăm că va fi modificată. Kia Ceed 2008, deci la limit așa cu anul, cam vechiuță totuși, 2008, dar treacă fie. 1.6, benzină, 93 de cai. Deci e un motor mare, poți să pui în ea mai multe chestii. Uite, asta văd că este și break. Se încadrează break? Da, asta cred că e break, nu mai e hatchback. Deci dacă vrei un break relativ ieftin, văd, dacă are aici 240, cred că se duce și la 200 așa mai la vale. Mașină chiar decentă. Și cu cutie automată. Kia Ceed, bine, un model mai răruț cu doar 93 de cai. Găsisem mult mai puternice, dar văd că avem și de la Kia ceva bun. Alte mașini japoneze, prima ar fi Mazda 3, 1.5 benzină, 100 de cai putere în limită și anul, unde zice anul? Nu zice anul? A, ba da, uite, anul de fabricație 2015. Arată bine, sigur se conduce mișto, văd că a fost și ținută în garaj. Bine, pozele sunt cam nașpa. Ori n-a avut el loc să se bage să facă pozele pe acolo, ori e zgâriată. Deci, o variantă ar fi Mazda 3, 1.5 benzină, 100 de cai. Am mai găsit aici o mașină nouă, Mazda 2, model 2023, 1.5 hibrid, care sigur are consumuri mici. Zice pe aici consumul? Nu-l zice, dar zice că e Euro 6 și are 92 de cai putere. Și totuși e mașină nouă, deci nu pare foarte mare portbagajul. E mult mai mic portbagajul decât la Logan, dar arată belea. Bine, e și 17.000 de euro. Dar na, dacă vrei mașină nouă cu doar un kilometru, o să o iei pe asta, e foarte bună. Arată bine, manuală. Zice și aici că e manuală, da? Da, deci dacă vrei manuală, uite pe manuală. Dotări la greu, că asta are dotări să-ți pui și în cap, uite, cameră de marșalier. Deci dacă ai bani de o mașină nouă, poți să o iei pe asta. Și zice, asta e mașină să o ții mai mult de un an de zile, până un an, doi ani, până faci tu vârsta pentru ceva mai puternic. Și altă mașină ar mai fi asta, văd că ar fi tot 2023, 1.5 hibrid. Asta Mazda 2 și asta tot Mazda 2, deși arată diferit. Hai să mai dau o dată să se vadă fața mașinii. Tot 2023 și asta? Ok, ori a greșit, o fi greșit unul dintre ăștia. Deci tot 1.5 hibrid Mazda asta. Versiunea ea G116. Și asta ce versiune e? Asta e generația 4, asta nu ce generația, tot generația 4. Ok. Asta seamănă un pic cu Toyota Yaris parcă. Dar la fel, și asta o mașină super bună. E mai scumpă, văd, e 19.000 de euro. Tot așa, motor 1.4 hibrid și 92 de cai. Da, ori a pus careva anunțul greșit, ori asta o fi o variantă mai într-un fel. Abar n-am, câți kilometri are asta rulați? Nu-i zice? Nu zice, a? Sau nu văd eu, poate nu-i văd eu. Da, înseamnă că e nouă și asta probabil. Deci da, mașini noi. Aveți bani, vă luați mașini noi. N-aveți mașini noi, vă uitați la alea mai vechiuțe. Surprinzător, există și Mercedes care se poate încadra în acest segment de putere. Una bucată Mercedes-Benz A-Class A160, an 2010, 100.000 de kilometri. Nu știu dacă or fi reali. Văd că prețul nu este foarte mare. Deci să-ți cumperi Mercedes cu preț de două iPhone-uri, acolo cred că ar fi. Mercedes A-Class este și mai nou. Aveam în plan să-mi iau un A-Class, dar mai model mai vechi, când a fost vorba să-mi iau mașină. Arată bine, deci chiar arată bine. Clasic așa, e Mercedes. Câți, uite, 75 de cai, motor 1.5, benzină. 1.5 benzină, 75 de cai. Ok. Mă așteptam să fie diesel, dar se pare că există și, aha, uite, mai este și A-Class 2014,
care este un 1.5 diesel hatchback. E, 75 de cai, cam puțin. Văd că mi-a trecut aici abonat în listă că sunt variante și cu 95 de cai. Așa or fi. Dar cealaltă variantă de Mercedes, că avem două Mercedes B-Class, care o fi diferența puțin de aspect. Bine, asta văd că e și zgâriată. Tot așa, 100.000 de kilometri, 2006. A, asta e mai veche. Da, se găsesc modele și mai noi. Uite, ăsta este diesel, 2.080 de cai. E mai veche, asta e 2006, trebuie să fie și modele mai noi. Ia mă, ce mai apare pe aici. Ia, ăsta e 2018. Mi-a trecut 2018-le pe aici? Nu, 2014. Stai să vedem ce Mercedes e și ăsta. 90 de cai. Euro 6 diesel. Și deci motorul 1.5 diesel de 90 de cai. Uite, dacă vreau un Mercedes mai nou, 2018, arată și bine. Da, deci dacă ai bani de un Mercedes mai nou, poți să-l iei pe ăsta. A-Class, A-Class, da? Da, A-Class diesel te ține mult și bine. În acest clasament, în această listă de mașini, n-avem BMW, dar avem Mini Cooper, care mi se pare că e fabricat sau aparține de BMW. Uite, un Mini Cooper drăguț, automat, 1.4 benzină, 90 de cai, 2008, găsești și mai nou, nu e chiar scump, 5.250 de euro dacă e să aibă kilometri reali. Mi se pare că am ciudat ceasul ăsta atât de mare, sincer. Dar cel puțin pentru o fată, că asta e mașină de fete, asta e clar mașină de fete, nu văd un mascul, Alfa, Sigma, Gamma să conducă așa ceva. Dar e o mașină bună de oraș. Fuge, categorii fuge fiind ușoară. Și sunt sigur că toate fetele îndrăgesc Mini Cooper-ul. Deci da, se poate și o mașină mai apropiată de BMW, ca să zic așa. Avem și o mașină care mi se pare că a fost în Need for Speed Most Wanted. Nu sunt sigur dacă fix asta, modelul ăsta, poate unul mai vechi. Mitsubishi Lancer 1.6. Din ce văd aici trecut pe listă, uneori găsești și pe GPL. 2007, poate s-a fabricat și mai târziu. Cu un motor de 98 de cai. 1.6. E benzină? Da. Deci un benzinar, 1.698 de cai. A zice o motorizare chiar bună. Prețul nu este deloc mare, adică 2.600 de euro. Arată bine cât de cât. Are faruri de Renault. Mi se pare că are colaborare Mitsubishi sau Suzuki. Mă rog, arată un pic a Renault la bot. Seamănă un pic cu Renault, dar nu mai seamănă. La kilometri ăștia pare bun. Dacă ar fi kilometri reale, avem și seria de șasiu. O iei direct de la proprietar, deci poate mai lasă și la preț. Și arată chiar decent, adică are bagajul destul de măricel să bagi chestii cumpărături. Uite, un pic de rugină văd care aici, că e veche, dar o mașină fiabilă. Mitsubishi Lancer, te mai și crezi în Need for Speed. Tot pe tabăra mașinilor japoneze, avem Nissan Micra, și pe benzină și pe diesel. Bine, n-am găsit anunțuri pe diesel. Mi-a scris aici abonatul că este o variantă 90 de cai, 1.5 diesel, n-am găsit Polix. Poate e mai rară și de aia, cine știe, dar am găsit două benzinare interesante. 1.285 de cai pe GPL, pe lângă faptul că mașina e mică și oricum îți consumă puțin că e pe benzină, mai este și pe GPL, deci o să ai niște consumuri probabil de scooter. Nu-mi place că e cu albul ăsta aici, dar așa sună bine. Mașina e foarte mică, deci asta clar nu e mașină de familie, dar dacă vrei așa să o ai pentru tine, să te plimbi cu ea prin oraș, te duci, ți-ai făcut treaba, o parchezi oriunde, da, e o alegere bună asta, mai ales că e și pe GPL, văd. Dar preferata mea dintre Nissan-uri este asta, Micra Cabrio. Deci dacă îți plac mașinile decapotabile, uite, ai aici o opțiune, nu este scumpă, e 2.400 de euro, cam veche la în 2007. Motor 1.4 benzină, 90 de cai, fuge asta că e foarte ușoară, cred că are 800 de kg probabil. Și acoperișul este din tablă, nu este din material de ăla pe care poți să ți-l tai un boschetar cu cuțitul noaptea. Bă, dacă aș fi avut bani, m-aș fi gândit, suficienți bani, 2000 de euro, m-aș fi gândit și la o mașină ca asta.
Într-adevăr, nu pot să merg cu ea decapotată iarna și crește și consumul probabil când o ții decapotată. Bă, dar arată mișto. E mică, e cam de fetițe, dar e o mașină super drăguță. Deci pentru fanii mașinilor, uite, este chiar vândută și de o fată. Deci pentru fanii mașinilor decapotabile, avem și aici una pentru ei. Trecem acum la mașini nemțești. Opel, probabil v-ați gândit la Opel. Puteți fie Corsa, orice model de Corsa vechi are sub 100 de cai. Dar acum o să vorbim de Astra, că astea ar fi vioara întâi pentru marca Opel. Și am impresia că am fost în zona asta aici, o dată recunosc clădirea asta. Dar nu știu de ce am trecut pe aici. Dar poate doar seamănă. Uite, o variantă ar fi asta. Opel Astra J 2014, deci destul de ok la an. Motor 1.4 benzină 100 de cai. Sau o variantă mai veche. Văd că pozele sunt făcute cam urât. Nu înțeleg de ce se... Cred că a avut camera murdară. Opel Astra H 1.7 diesel 100 de cai. Deci dacă... Uite și break. Dacă vrei neapărat diesel, break, navetă, ai. Dacă vrei benzină mai de oraș, mai hatchback, e și varianta asta. Și cam ăsta ar fi cea mai vândută mașină de Opel. Astra-ul. Sau dacă ți se par scumpe, poți să cauți și Opel Corsa din alea mai vechi. 2008-2009 cu motoare de cât le-am aici trecute. 1.2, 1.0, 1.3, 1.2, nu sunt cine știe ce motorizări, dar fiind mașini micuțe, fug destul de rapid și ale. Să trecem și la francezi. Peugeot. Avem destul de multe variante. Mai noi de 2008, hai să punem totuși 2009. Deci ca să nu fie prea vechiuțe la an și maxim 100 de cai, uite, 116 rezultate. Majoritatea seamănă între ele. 107, 108, 308. În principal cam aceleași mașini. Motorizări de 1.6 diesel, 1.2 benzină. Mi-ar lua mult să stau să le prezint pe fiecare. Dar vedeți aici în mare parte. Văd că unele au fost folosite și pentru taxi. Deci înseamnă că rezistă mulți kilometri dacă au fost puse până și pe taxi. Da, aveți destul de multe variante la Peugeot. Peugeot chiar se încadrează în acest segment de cai putere. O altă mașină franțuzească pentru cei cărora le place Franța sau pur și simplu le plac mașinile franțuzești ar fi Renault Megane. Și am găsit două interesante. Acesta care este, ce an e? 2012, 90 de cai putere, 1.5 diesel. Nu prea îmi place botul ăsta, mi se pare cam urât. Ăsta e gustul meu. Sau o variantă mai vechiuță pe benzină, 100 de cai, 1.4, e veche săraca. Mie unul îmi place mai mult cum arată cu botul ăsta. Și da, dacă nu-ți place Logan, ia-ți Megane. E practic Loganul, cred că e făcut după Megane sau după Clio, dar după nume cred că e mai degrabă după Megane făcut. Cred că sunt și astea mașini fiabile. Cel puțin varianta asta vedeam foarte multe pe străzi în anii trecuți. Astea sunt mai răruțe, dar fiind motorizările alea care se pun și pe Dacia, motorizările MPI, sunt mașini foarte fiabile. Dăm un pic și pe mașini din Spania, Seat. Mă gândeam să-mi iau Seat Ibiza în perioada în care căutam să-mi iau mașină, dar n-am găsit în stare mai ok la banii pe care i-am avut. Dar am găsit aici un Seat foarte interesant. 1.4 MPI, motorizarea care este de la Renault și pe Logan și care ține o grămadă. 85 de cai putere. Și văd că poți să găsești cu dotări multe, scaune încălzite. Bine, asta e mașină de import, deci nu știu ce să zic. Dar hai să ne uităm. 1.4, 85 de cai, benzină, hatchback. Mă rog, la aspect arată foarte bine și la an, ce an e? 2013, deci nu este o mașină chiar veche. Bine, are 10 ani. Dar noi românii nu putem încadra o mașină care are 10 ani fiind o mașină veche, să fim serioși. Am vedere că media de vârstă a parcului auto e de vreo 17. Arată super bine. Practic, elemente de caroserie ar fi de la Volkswagen, pentru că Seat-ul aparține de Volkswagen. Bine, de ce am înțeles, o să dispară în anii următori Seat și rămâne doar marca lor mai de lux. Îmi scapă denumirea. Tot așa o denumire spaniolă și rămâne doar... Îmi scapă acum denumirea, poate merg aminte până la final. Deci dispare denumirea de Seat sau marca Seat și rămâne doar gama mai premium de la ei.
Da, ce să zic, ai dotări, ai cam tot ce vrei pe o asemenea mașină. Dacă găsești la banii ăștia asemănătoare, dar care să nu fie aduse din Germania, că mai mult ca sigur ori avea kilometri, kilometri dați înapoi. Aș zice că sunt niște mașini chiar ok. Decât să-ți iei Volkswagen, poți să-ți iei Seat. Că teorie tot aparține de Volkswagen. Ai motorul ăsta foarte bun MPU de la Renault, care te ține foarte mult, sunt motoare foarte fiabile. Și pe lângă asta, ți-o minte că la generațiile mai vechi de Seat, tabla era mai bună decât pe Volkswagen Golf. Adică mai repede îți luai un Seat Ibiza sau un Cordoba 2008-2007 decât să-ți iei un Golf din perioada aia. Golful, Polo-ul găseai ruginit, Seat-ul nu ruginea așa repede. Deci cel puțin alea de generație mai veche au tabla mai bună. Bineînțeles, cum să lipsească și Skoda. Uite, aici avem o Skoda, e cam veche, asta e 2006, 1.9 TDI, 90 de cai, ceea ce nu e rău, e cam veche, poate sunt modele mai noi care se încadrează. Văd că ăsta i-a pus și o navigație. Hai că e șmecher băiatul meu, i-a pus navigație la Skoda. Deci poți să-ți iei o Skoda mai veche, uite, zice și ce ulei folosește, asta e drăguț. Sau alta mai, uite, asta e mai ok la an, 1.4 2011-2012. Deci dacă vrei neapărat mai nouă la an și nu te... Ok, asta văd că e rulată mult, jumătate de milion de kilometri, cam mulți kilometri băiatul meu. Da, la asemenea rulaj nu știu de ce o vinde la prețul ăsta, adică e rulată săraca mult rău, dar arată ok la cât a fost rulată. Bine, găsești probabil, sigur găsești cu mai puțin kilometri rulați. Dar, la fel, mașini foarte reușite, adică să vă faceți idee. Dacă din momentul în care vedeți că o mașină este foarte comună pe străzile din România, e bine, sunt doi factori. Unu, e foarte ieftină la întreținere, accesibilă, consumă puțin, deci o mașină bună. Sau doi, la mână e de fițe. Și cine vrea fițe, da, își ia. Dar, de exemplu, cum vedem într-una pe străzile din București, Passat, Skoda Octavia, Logan, Focus și mai ziceți voi alte modele de mașini, e clar că sunt mașini foarte fiabile. Hai să zici că Passat, Golf, intră și un pic la fiță că e Volkswagen. Dar oricum sunt mașini care te țin mulți kilometri și ale. Avem și niște Suzuki-uri, uite o mașină nouă, Suzuki Swayze, cred că așa se citește. Motor 1.8 hibrid, mă rog, adusă din Germania, dar... se pare că există și așa ceva. Arată destul de simplă, simpluță și modernă, dar și clasic în același timp. Senzori, marșalier, parcare, cameră de marșalier, cum s-o numi. Euro 6, motor 1.8, 98 de cai. Asta ar fi una. A doua ar fi Suzuki Jimny, cu care poți să te sui pe... asta e de off-road, clar. Te duci la munte. A, e automat asta. Am crezut că e manual, dar se pare că e automată. Cutia automată. Uite, ai și... nu îmi scapă cum se cheamă. Dar asta e utilă în caz că ai rămas cu mașina în noroi, legi cablul ăsta de un copac și te tragi. E super bună mașina asta de off-road. 85 de cai benzină, motor 1.4 s-ar încadra, practic și teoretic. Da, o mașină super bună de off-road. Bine, poți să o conduci și în București. La ce borduri ai de urcat? Măcar știu un lucru, mașina asta nefiind extrem de mare, adică se vede că are două uși, te sui pe borduri și o parchezi oriunde vrei în București. Și încă o mașină mai micuță, Suzuki Swift, motor cam mic, 1.2, dar măcar e hibrid. Hibrid, consum urban 4.3, consumul urban. Da, că e hibridul care ajută mult și pe București economisești mult. Deci o mașină la fel, super bună de oraș. Bine, dacă e să te duci pe la pe podul Basarab după masa sau dimineața când e toată aglomerația aia, nu cred că scoți, cred că scoți triplu. Mă rog, deci 4.3 urban, 3.7 extra urban, ceea ce e un consum de diesel cu un motor 1.2 hibrid de 83 de cai. Deci mașina asta nu fuge, e o mașină într-adevăr mică, dar fâșneață, foarte bună de oraș și de drum lung consumă puțin. Bine, nu știu cât de confortabilă o fi la drum lung, dar eu aș zice că e o mașină bună.
nouă, adică 2021, de la Toyota avem două mașini hibrid. Aveam aici și niște variante pe benzină sau diesel, dar erau motorașe de-astea mici de 1.0, na. Așa că am luat cam cele mai mari motoare de până în 100 de cai de la Toyota. Prima ar fi Toyota CHR, ați mai văzut pe străzi. Bine, ăsta e un model mai nou, cred. Dar oricum, mașini mișto, 2018, 98 de cai, motor 1.8 hibrid, consum extraurban 4%, consum urban 3.4%, mai mic urbanul decât extraurbanul. Înseamnă că probabil ține mult bateria de electric sau le-a pus invers. Oricum, mașinile astea hibrid sunt super bune de urban și cred că asta ar fi cea mai bună alegere. Mai precis, mild hybrid-ul, sau cum se cheamă, adică nu cea pe care trebuie să o încarci la priză, ci cea care se regenerează, se încarcă singură din mers. Astea s-a zice că ar fi cele mai bune mașini hibrid și foarte bune pentru oraș. Deci asta ar fi una, CHR-ul sau Toyota Auris, tot 1.8 hibrid. Pare nițel mai micuț asta. Depinde de preferințele fiecăruia. 99 de cai, 1.8. Uite, asta are extra urban 3.8 și urban 3.7. Și asta cât avea? 3.4 urban și 4 extra urban. Da, diferențe nu foarte mari. Se simt când faci kilometri mulți. Asta e 2019, asta e 2018. Și uite, are și mai puțin kilometri, e și mai nou cu un an și e mai ieftină. Deci da, de la Toyota tot ce e hibrid e bun. Și văd că, na, am găsit și cu mai puțin de 100 de cai. Mașini bune de oraș, ce să mai. Și încheiem cu una dintre preferatele românului, Volkswagen Golf. Poți să conduci Golf 6, 1.4 MPI, adică pe benzină. Văd că nu este scump, nu știu cât de rulat e. Bă, e chiar ok. 80 de cai, 1.4 benzină, 2011, na, dacă vrei Golf mai nou e mai scump. Dar nici nu cred că mai găsești Golf cu motor mai mare de atât. Sau găsești doar alea pe diesel. Revenind, deci mașină relativ simplă, dar care arată super bine. 5 viteze, manuală, cred că e manuală. Cutie 5+1, nu zice pe... Hai să ne uităm la poze în interior. Da, manuală, 5 viteze, super bună de oraș, fâșneață, cui nu-i place Golful? Arată și bine, deci asta ar fi una. Bine, asta e adusă, nu contează. Deci ați prins ideea. Găsești 1.4 MPI, 80 de cai Golf 6 sau o mașină interesantă, Polo 1.6 TDI, 1.6 90 de cai, 2012, deci cam tot aceeași generație cu Golful. Doar că m-am gândit să aleg Polo pe diesel în loc de Golf pe diesel, pentru că să pui un 1.6 pe un Polo care e mai mic decât Golf-ul și fiind și diesel, scoți consumuri super mici. Așa la Golf, bă, Golf-ul e mai sportiv, merge o benzină să se audă tare acolo când mergi cu ea turată, vrum. Cum am făcut review la un Golf 5 acum o săptămână, disponibil pentru membrii, sau probabil deja l-am publicat, videoclip, bun, nici nu știu. Deci da, să încheiem aici cu Volkswagen, fie ăsta Polo 1.6. Găsesc și mai nou, mi se pare. Stai să vedem ce am trecut aici. Uite, aveam trecut 1.80 de cai, 1.6. Ăsta e 90 de cai. Deci dacă vrei mai nou, 2018, ăla are doar 80 de cai, n-are 90, dar e tot 1.6 TDI și 1.4 MPI. Cam astea ar fi mașinile pe care le puteți conduce dacă se va aproba viitoarea lege în actuala formă, fără nicio modificare. Vreau să vă lăsați opinia în comentarii legată de mașinile pe care le-am prezentat. Aici nu e neapărat vorba de preț, ci mai degrabă de ce puteți găsi, ce v-ați putea conduce. Deci da, sunt câteva mașini care merită conduse, care sunt chiar decente. Mini Cooper-ul ăla mi-a plăcut, Golful ăsta, Focus-ul la fel super bun. Deci găsiți câteva mașini chiar super decente pentru această limită. Într-adevăr, nu te poți atinge de Passat,
Nu te poți atinge de Audi A4, de niciun fel de BMW, de vreun Mercedes C-Class măcar. Sau mă rog, poți să-ți iei o mașină mai veche, dar n-am vrut să bag mașini super veche aici în top. Clasament, listă, cum s-o numi. Am rămas fără voce, mi-e și frică să văd cât am filmat. Sper că v-a plăcut videoclipul, scrieți în comentarii. Sau de sirena aia? Nu știu dacă se aude. Aia că a trecut pe stradă pe la mine ambulanța. Deci da, scrieți-mi în comentarii ce mașini v-ați luat din această listă, ce mașini aveți deja și părerea voastră despre această lege, ce modificări ați face sau dacă ați anula-o complet. Ne vom auzi data viitoare. Eu o să am mult de editat acum. Ciao les tuturor!